Interpreții din anienii noi s-au întors cu un palmares bogat în cadrul Festivalului Internațional de Artă Eurojurmala din Letonia. La festival au participat interpreți din 14 țări, printre care Marea Britanie, Rusia, Moldova, Ucraina, Armenia, Suedia, Germania, Uzbekistan, Turkmenistan și chiar din Emiratele Arabe Unite. În total, mai bine de 800 de participanți. În cadrul concursului, interpreții au evoluat în cadrul secțiunilor vocal, dansuri și instrumental. Pe locul întâi s-au clasat mulți dintre discipolii studioului Perlele Moldovei, unii chiar din anienii noi, Andreea Rață, Ana Bragari, Andreea Braga și Ghena Moroșanu. Premiul mare al festivalului a revenit deja cunoscutei Andreea Braga și ea discipola studioului muzical al tinerilor talente Perlele Moldovei din anenii noi. Concertul de gală și premierea a avut loc în sala de concerte Dzintare din Jurmala. Octavian Zelinski de la anenii noi pentru Elita TV.